Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Parlamentul și-a votat nominalizările pentru Curtea Constituțională. Așa cum era de așteptat din partea Camerei Deputaților, câștig de cauză a avut Bogdan Licu, propus de PSD, în timp ce Senatul a votat-o pe Iulia Scântei de la Liberali. La CCR mai este un loc liber care va fi ocupat de propunerea lui Klaus Iohannis. Colega mea, Gabriela Mihai, vine cu noutățile. Te ascultăm, Gabriela, bună ziua. Voi face tot ceea ce ține de mine să mă ridic la înălțimea unei asemenea funcții. Mă simt deocamdată magistrat și mă simt eu, Bogdan Licu. Nu sunt omul nimănui. Sunt tot felul de acuzații de genul ăsta, că sunt infiltrat și în magistratură și în politică. Doamne, eu nu am cunoștință de așa ceva. Afirmații sunt și vor fi cât este lumea. Eu nu am cunoștință de așa ceva. Toți magistrații cu care am lucrat, cu care am colaborat, au lucrat cu serviciile de informații în condițiile legii. Contează părerea celorlalți, trebuie tot timpul să ținem cont și de părerea celorlalți și atunci când părerea celorlalți nu este tocmai favorabilă, trebuie să facem în așa fel cât să demonstrăm că ei la un anumit moment s-au înșelat. Vă garantez că voi fi imparțial față de toate partidele politice și față de orice persoană în această țară. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit subiectul. Gabi. Așadar, Bogdan Licu a fost votat în plenul Camerei Deputaților cu o largă majoritate, 208 voturi pentru. Asta în contextul în care am văzut că a fost propunerea făcută de socialdemocrați, însă o propunere susținută inclusiv de liberali și totodată și de cei din UDMR. Au mai fost contracandidații lui Bogdan Licu, judecătorul Cristi Danileț, care a reușit să strângă 59 de voturi și Ioan Sabău din partea AUR 34 de voturi. Spuneam că Bogdan Licu a fost votat cu o largă majoritate, însă important de precizat este că imediat după ce a fost dat acest vot, cei din partidul USR au anunțat că vor depune o sesizare la Curtea Constituțională pentru că, în opinia lor, nu s-a respectat procedura din punct de vedere constituțional atunci când s-au depus candidaturile, mai ales în cazul lui Bogdan Licu. Pe de altă parte, vedem că la Senat, cea care a fost votată, tot cu o largă majoritate, a fost propunerea făcută de Partidul Național Liberal în persoana Iuliei Scântei, senator în prezent și totodată și președintele Comisiei Juridice din Senat. Aceasta, așa cum spuneam, a fost votată cu 76 de voturi pentru. Important de precizat este că Bogdan Licu va merge la Curtea Constituțională în locul lui Valer Dorneanu, judecătorul care lasă liberă această funcție, și Iulia Scântei merge la Curtea Constituțională în locul Monei Pivniciorul. Pe de altă parte, până pe data de 10 mai și președintele României, Klaus Iohannis, trebuie să vină cu o propunere de judecător pentru Curtea Constituțională, pentru că acest loc va fi lăsat vacant de Daniel Morar, fost judecător în prezent la Curtea Constituțională, o propunere făcută în urmă cu 9 ani de președintele de la acea vreme, Traian Băsescu. Mulțumesc, Gabriela. Tragediile se țin lanț în județul Timiș. O mamă s-a aruncat de pe un bloc împreună cu cei doi copii ai ei de 3, respectiv 6 ani. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei trei. Iar în același județ, doi soți au ajuns să-și pună împreună capățile lor după ce au lăsat un mesaj de adio. În jurul orei 9:46, polițiștii secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe bulevardul Dâmbovița din Timișoara au fost găsite trei persoane în stare de inconștiență. Ajuns la fața locului, polițiștii au constatat că o femeie de 33 de ani s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje împreună cu cei doi copii, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 3 ani. Din nefericire, cele trei persoane au decedat. Echipajele de prim ajutor care au ajuns la locul tragediei nu au mai putut face nimic pentru a salva cele trei victime. Chiar dacă fetița mai prezenta semne vitale la sosirea medicilor, aceasta s-a stins în cele din urmă. Până acum nu există nicio explicație pentru gestul teribil al femeii. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
cercetările fiind continuate în vederea clarificării tuturor cauzelor și condițiilor producerii incidentului. Specialiștii spun că este greu de identificat cauza care a declanșat un astfel de comportament, mai ales când victimele nu mai sunt în viață. Astfel, psihologii sfătuiesc să apelăm la ajutorul apropiaților în cazul în care întâmpinăm perioade dificile. Detaliile, mecanismul, declicul acestui nenorocit, gestul știe sinucigașul de fiecare dată și pleacă odată cu el. Deznădejdea. Când spunem nădejde, spunem speranță, spunem proiecție optimistă, spunem o activitate tenace de analiză, de a găsi și alte soluții. Ei bine, când astea dispar, se rupe legătura cu Dumnezeu și atunci se blochează câmpul de gândire, nu mai găsești soluții și recurgi la această componentă autodestructivă. Nu este singura tragedie care s-a produs în județul Timiș. Doi soți în vârstă de 59, respectiv 53 de ani, și-au pus capăt zilelor în propria casă din satul Sculia. Soțul era preot reformat, iar soția asistentă medicală la un cabinet stomatologic din localitate. Aceștia ar fi anunțat printr-un mesaj că ar fi suferit de depresie. Polițiștii i-au găsit pe cei doi fără viață într-o anexă a casei. Și în acest caz, autoritățile au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Incendiu de proporții în Techirghiol, județul Constanța. Flăcările au izbucnit de la un centru de deșeuri, iar pentru stingerea lor au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Cu 4 autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj smurt și 20 de pompieri. Din informațiile disponibile până acum, au ars materiale combustibile în curtea unei societăți private pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Pompierii au reușit în final să stingă flăcările. Sentința finală în dosarul colectiv a fost din nou amânată. Magistrații nu au reușit nici de această dată să iau decizie în privința inculpaților în dosarul deschis după tragedia din octombrie 2015. Asta chiar dacă termenul legal pentru o decizie finală a fost depășit cu aproape 2 săptămâni. Au trecut mai bine de 6 ani și jumătate de la tragedia din 30 octombrie 2015 și încă nu avem o sentință finală. Curtea de apel a mai amânat încă o dată decizia privind condamnările din acest dosar, cu toate că avea termen limită 120 de zile de la momentul de când a rămas în pronunțare, termen care deja era depășit și înainte de această nouă amânare cu aproape 2 săptămâni, dat fiind faptul că magistrații deliberează de pe 21 decembrie anul trecut. Convingerea mea este că noi suntem niște oameni care vedem zi de zi, se întâmplă accidente, tot felul de tragedii și niciodată nu avem vinovați, niciodată nu recunoaștem. Întotdeauna ceea ce se întâmplă, se întâmplă din vina altuia. Avem de un an de zile parte de amânări, amânări peste amânări și e suficient. Prima instanță, Tribunalul București, a dat sentințe grele cu executare. Fostul primar al primăriei sectorului 4, actualul edil al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare. Foștii patronei clubului colectiv George Anastasescu, Costin Mincu și Paul Gancea au primit în primă instanță pedepse de câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Administratorul firmei de artificii, Daniela Niță, decedată între timp, a primit 12 ani și 8 luni, pirotehniștii Viorel Zaharia și Marian Moise la 9 ani și 8 luni, respectiv 10 ani. Patronul firmei de artificii, Cristian Niță, la 3 ani și 6 luni de închisoare. Judecătorii de la Tribunalul București au decis ca închisoare să facă și pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei, ambii primind pedepse de câte 9 ani și 2 luni. Fostele angajate ale primăriei sectorului 4, Larisa Ganea și Ramona Moțoc, au primit pedepse cu închisoare de 7, respectiv 3 ani. În colectiv au fost foarte multe vini, într-adevăr, nu putem spune că X a ucis. Nu, acolo fiecare are o bucățică de vină. Ar trebui ca de la patronii clubului, la organizatori și la cei care au autorizat și au controlat, toți ar trebui să-și recunoască partea de vină. Și atunci probabil că ar fi fost mult mai simplu și de iertat și de reconstruit. Sunt zi de zile, vedem ard localuri, ard spitale, ard întreprinderi. Totul ține de autorizare și de control. În primă instanță, condamnații au fost obligați să plătească daune morale victimelor de peste 42 de milioane de euro.
Anchetatorii au terminat expertiza tehnică în dosarul care cercetează accidentul din ianuarie, în urma căruia o fetiță a fost ucisă de un polițist care a dat peste ea cu mașina. Iar în cea mai importantă parte din acest raport este că polițistul circula cu aproape 90 de km pe oră. Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal pe fetița de 11 ani în luna ianuarie, circula pe bulevardul Laminorului din București cu viteza de 88 de km pe oră. Asta arată raportul final întocmit de experții în circulația rutieră. Nu știu alte lucruri despre anchetă. Știu că structura de poliție colaborează cu anchetatori. Este un dosar penal acolo deschis. Pune la dispoziția procurorului de caz absolut toate detaliile, inclusiv aspecte legate de ceea ce spuneați dumneavoastră, viteza cu care circula în momentul respectiv polițistul. Constantin Popescu, polițistul care se afla la volan, are 30 de ani și a fost cercetat inițial sub control judiciar pentru ucidere din culpă. Potrivit raportului inițial al poliției, agentul nu a acordat prioritate de trecere pietonilor, nu era în misiune în momentul producerii accidentului și circula cu viteză. Cu toate astea, polițistul a fost lăsat fără nicio restricție de circulație pe 6 aprilie, atunci când i s-a ridicat și control judiciar și i s-a redat și dreptul de a conduce pe drumurile publice. Și cu nici 3 luni înainte spulbera două fetițe pe o trecere de pietoni. Atunci, pe 13 ianuarie, Raisa și Marina, ambele în vârstă de 11 ani, au fost lovite în plin în timp ce traversau pe la o trecere de pietoni de pe bulevardul Laminorului din sectorul 1. În urma impactului, Raisa a murit, iar Marina a fost rănită și transportată la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Momentul în care cele două fetițe au fost călcate de mașina de poliție a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum Raisa este lovită în plin de mașina de poliție, care circula cu viteză și apoi este aruncată pe capotă și purtată așa circa 50 de metri. Personal am transmis atât familiei, cât și Poliției Capitalei, de ori de câte ori am fost solicitat, tot ceea ce a depins de mine ca ministru afacerilor interne. Sper să nu fac o gafă, să spun public faptul că în urmă cu câteva zile am discutat cu tatăl fetei și vă spun lucrul acesta ca să arăt foarte limpede că ministrul afacerilor interne, ministerul afacerilor interne are toată deschiderea și disponibilitatea ca acest caz să se clarifice cu celeritate și ancheta procurorului, ancheta parchetului să se desfășoare cu celeritate, astfel încât o instanță din România să se pronunțe pe această tragedie. Atacurile cibernetice la adresa instituțiilor din România au fost puse la cale și cu ajutorul unui român. Acesta a fost depistat în Londra și a fost reținut de poliția din Regatul Unit. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul internelor Lucian Bode. Potrivit ministrului de interne, românul i-a ajutat pe hackeri cu traducerea și a indicat mai multe site-uri care pot fi atacate. În urma activităților despre care vă vorbeam, desfășurate în parteneriat structurile naționale cu partenerii din afara României, a fost identificată o persoană bănuită, cetățean român, rezident în Marea Britanie, care a susținut activitatea grupării infracționale prin oferirea de sprijin pentru traducerea din limba rusă în limba română a materialelor promovate de gruparea infracțională și prin indicarea unor site-uri web din România care ar fi putut fi atacate prin același mod de operare. Românul a fost deja arestat de poliția din Regatul Unit. Autoritățile de aplicare a legii din Marea Britanie au efectuat o percheziție domiciliară în Marea Britanie la adresa de reședință a cetățeanului român, bănuit că ar fi fost implicat în desfășurarea atacurilor informatice din ultimele zile asupra infrastructurii de IT din România. Cetățeanul la care făceam referire, este în custodia autorităților și este audiat.
România înregistrează cea mai accelerată creștere a prețului la motorină din ultimul an. Așa anunță statisticile europene recente, care arată că în țara noastră prețul a crescut cu 59% față de anul 2021. Nici la benzină nu stă mai bine, creșterea fiind de 39% față de anul trecut. Cu asemenea prețuri, țara noastră ajunge să se compare cu Cehia și Austria. Ceea ce este motorina, cred că aici este vorba poate și de un balans pe care îl fac companiile. Se știe, nu, că încă în România este folosită motorina destul de mult, sunt încă utilizatori de mașini care folosesc motorina și atunci poate că aici s-a mers un pic pe ideea de a crește prețul. Nici în ceea ce privește prețul la benzină, România nu stă mai bine. Românii au fost nevoiți să plătească cu până la 39% mai mult față de anul 2021. Cauzele care au dus la creșterea tarifelor sunt multiple. Analiștii economici sunt de părere că principala cauză este prețul barilului de petrol, care a crescut cu până la 90 de dolari. O țară precum România, cu o putere de cumpărare destul de scăzută sau printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, suferă mai mult atunci când cresc prețurile, mai ales cele la energie și la materii prime. În timp ce viața de zi cu zi devine tot mai scumpă, iar prețurile au atins noi recorduri în ultima perioadă, studenții cer bani mai mulți Ministerul Educației și Guvernului. Mai exact, este vorba despre bursele tinerilor, care nu acoperă în acest moment cheltuielile pentru o persoană aflată încă pe băncile facultății. Discutăm despre acest subiect în continuare cu Horia Șerban Oniță, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România. Bună ziua! Bună ziua! Dacă ne auzim? Vom încerca să refacem această legătură telefonică. Vă reamintesc faptul că studenții cer bani mai mulți Ministerul Educației și Guvernului. Asta în contextul în care bursele tinerilor nu au mai crescut din 2017, nu acoperă în acest moment cheltuielile pentru o persoană aflată pe băncile facultății. Să vedem dacă am reușit să restabilim această legătură. Horia Șerban Oniță, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România. Dacă ne auzim de această dată, bună ziua! Bună ziua, eu vă aud, mă auziți? Da. Despre ce sumă este vorba în prezent, ce majorare se solicită și, dacă am înțeles corect, din 2017 nu au mai crescut aceste sume? Într-adevăr, din 2017 subvenția pentru burse oferită de guvern nu a crescut, nici în 2017 pentru marile centre universitare, unde prețurile sunt mai ridicate, București, Cluj, suma de 580 de lei nu acoperea cheltuielile minime de cazare și masă. În acest moment, ANOSR solicită o creștere de la 201 lei la 272 de lei pentru subvenție, astfel încât bursele să crească de la minim 580 de lei la 780 de lei. Vorbim în primul rând de inflație și nu doar de inflația din acest an, ci cea acumulată în ultimii 5 ani, care a erodat valoarea burselor și de asemenea de faptul că studenții s-au întors în centrele universitare. În pandemie mulți au făcut orele online, chiar au început facultatea online și acum sunt puși în fața acestei dificultăți majore de a-și plăti cazarea, masa, alte cheltuieli. Este extrem de dificil și unii dintre ei, desigur, se gândesc să renunțe la studii. Calculele ANOSR arată că pentru un student coșul minim lunar ar fi de 1170 de lei, aproape dublu față de cuantumul bursei. În acest caz solicităm o creștere până la 780 de lei, astfel încât să poată acoperi studenții măcar cheltuielile minime de cazare și masă în centrele universitare. Vă mulțumesc, Horia Șerban Oniță. Se anunță amenzi usturătoare pentru șoferii care nu își renoiesc polițele RCA emise de City Insurance. Șoferii cu astfel de polițe vor scoate din buzunar până la 2000 de lei pentru a plăti amenziile contravenționale, în cazul în care vor fi găsiți cu ele după data de 11 mai. Autoritatea de supraveghere financiară atrage atenția asupra faptului că polițele RCA emise de societatea City Insurance nu vor mai fi valabile începând cu data de 11 mai 2022, ca urmare a falimentului societății. Astfel, șoferii trebuie să încheie noi polițe cu alți asiguratori, chiar dacă polițele de la City Insurance sunt încă valabile după data de 11 mai. În caz contrar, după această dată, cei prinși că circulă cu polițe încheiate cu City Insurance riscă amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, anunță autoritățile. Mai mult, pe lângă amenzi, pot fi luate și măsuri precum reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii sau reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Cuantumul amenzii face parte din legislația rutieră.
Trebuie însă să înțeleagă cei care vă urmăresc că potrivit legislației trebuie să ne conformăm în trafic. În baza codului rutier trebuie să avem această asigurare de răspundere civilă obligatorie. Șoferii trebuie să aibă grijă să încheie altă asigurare decât cea pe care au avut-o dacă era de la City, pentru a putea circula legal. Deciziile vin după ce Tribunalul București a admis cererea de deschidere a procedurii de faliment a societății City Insurance pe data de 9 februarie 2022. Conform legii, polițele încetează de drept în 90 de zile de la pronunțarea hotărârii, motiv pentru care șoferii cu astfel de asigurări auto mai pot circula legal doar până în 10 mai, inclusiv asigurații City Insurance, ale căror contracte sunt denunțate automat pe 11 mai 2022, pot cere returnarea părții din prima de asigurare proporțională cu perioada de valabilitate rămasă în vigoare, transmite societatea. Clienții care au polițe emise de City Insurance, ale căror contracte de asigurare trebuie denunțate până pe 11 mai, iar la 11 mai vor fi denunțate automat, pot solicita returnarea părții din prima de asigurare proporțională la Fondul de Garantare a Asiguraților. 50.000 de oameni s-au distrat de 1 mai pe litoral, iar încasările au fost pe măsură. Ce perspectivă oferă asupra verii weekendul în care românii au cheltuit 20 de milioane de euro la mare, vă spunem imediat. Un proiect de opinie scurs în presă sugerează că judecătorii sunt pregătiți să anuleze hotărârea Roe vs. Wade din 1973, care a permis avortul pe întreg teritoriul Statelor Unite. Curtea Supremă din Statele Unite pare pregătită să anuleze o hotărâre istorică care permite avortul, potrivit unei scurgeri de informații de la Curtea Supremă publicată de revista Politico. Publicația de știri cu sediul la Washington DC a declarat că un proiect inițial de opinie majoritară scris de judecătorul Samuel Alito, pe care l-a obținut, arată că instanța a votat pentru a anula decizia Roe vs. Wade din 1973, care protejează dreptul femeilor la avort. Roe a fost în mod evident greșit de la început, a scris Alito în opinia care a fost distribuită printre judecători la 10 februarie 2022 și etichetată drept prima schiță a opiniei curții. Totuși, între votul inițial și publicarea hotărârii, alinierea voturilor se poate schimba, iar o hotărâre devine definitivă doar atunci când este publicată de instanță. Dacă această concluzie va fi reținută de Înalta Curte, atunci Statele Unite ar reveni la situația care era în vigoare înainte de 1973, când fiecare stat era liber să interzică sau să autorizeze avorturile. Scurgerea de informații a trimis o undă de șoc la Washington, iar în mediul public există deja reacții negative față de posibila decizie a Înaltei Curți din Statele Unite. Să fie clar, este un draft, este scandalos, fără precedent, dar nu este final. Avortul rămâne dreptul vostru și este încă legal, a scris pe Twitter organizația Planned Parenthood, care gestionează numeroase clinici care practică avorturi. Proiectul de opinie provine dintr-o încercare a statului Mississippi de a reactiva interdicția avortului începând cu a 15-a săptămână de sarcină, care fusese blocată de instanțele inferioare. Vladimir Putin ar putea în curând să declare oficial război Ucrainei. Oficialii americani sunt de părere că acest lucru s-ar putea întâmpla în data de 9 mai și ar fi o mișcare care ar permite mobilizarea completă a forțelor de rezervă ale Rusiei. Seeing the speculation that Russia may formally declare war, I suppose I would add that that would be a great irony if Moscow used the occasion of a victory day to declare war, which in itself would allow them to surge conscripts in a way they're not able to do now, in a way that would be tantamount to revealing to the world that their war effort is failing. Data de 9 mai, cunoscută ca Ziua Victoriei în Rusia, comemorează victoria în fața naziștilor în anul 1945. Oficialii occidentali au crezut mult timp că Putin va profita de semnificația simbolică și de valoarea propagandistică a acestei zile pentru a anunța fie o realizare militară în Ucraina, fie o escaladare majoră a ostilităților sau ambele. Oficialii au început să se concentreze asupra unui scenariu și anume că Putin declară oficial război Ucrainei pe 9 mai. Până în prezent, Putin a insistat
insistat să se refere la conflictul brutal de luni de zile ca la o operațiune militară specială, interzicând cuvinte precum invazie și război în mediul public din Rusia. Astfel, cu mai puțin de o săptămână înainte de ziua victoriei din 9 mai, Moscova și-ar putea concentra trupele militare și în alte locuri decât Donbass. Printre opțiuni se numără anexarea teritoriilor separatiste Luhansk și Donetsk din estul Ucrainei, dar și un efort major pentru Odessa în sud sau declararea controlului deplin asupra orașului portuar Mariupol din sud. According to the most recent reports, we believe that Russia will try to annex the Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic, in quotes, so-called, to Russia. The reports state that Russia has plans to engineer referenda on joining Russia sometime in mid-May, and that Moscow is considering a similar plan for Kherson. O declarație oficială de război pe 9 mai ar putea potența sprijinul public pentru invazie. De asemenea, în conformitate cu legislația rusă, acest lucru i-ar permite lui Putin să mobilizeze forțele de rezervă și să recruteze militari, despre care oficialii spun că Rusia are nevoie disperată. Până acum, oficialii occidentali și ucrainieni au estimat că cel puțin 10.000 de soldați ruși au fost uciși în război de când Rusia a invadat în urmă cu 69 de zile. Incendiile de vegetație fac ravagii în Siberia. Rusia a declarat stare de urgență după ce 12 incendii de vegetație au fost raportate în ultimele zile. Din estimările autorităților, ar fi vorba despre o suprafață de peste 300 de hectare. Agenția de știri rusă RIA a anunțat că un total de 12 incendii de vegetație în districtul Minusinsk din Krasnoyarsk Krai au determinat autoritățile să ia măsuri. În prezent, flăcările fac ravagii pe o suprafață de 300 de hectare, apropiindu-se periculos de unele așezări. În prezent, se iau în considerare eforturile de evacuare a locuitorilor care trăiesc în apropiere. Imagini postate pe site-ul rusesc de socializare, VK, au arătat flăcări care se răspândesc în apropiere de satul Lugavskoy. Toate zonele afectate se află în regiunea Krasnoyarsk Krai, care acoperă jumătate din districtul federal siberian. Inițial, Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia a declarat că incidentul se rezuma la mici incendii de iarbă. Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, autoritățile au declarat stare de urgență. Final de jurnal, imediat vin datele despre vreme, apoi începe emisiunea Sub semnul întrebării cu Robert Turcescu. Pe curând!